După ce am vorbit despre romanele de dragoste ale lui Agnès Martin Lugon, m-am gândit că e momentul să mă întorc la ceea ce mă pasionează, și anume memorii și jurnale. De altfel, asemenea cărți am citit în ultima vreme. Bun, vreau să vorbesc pe scurt, cât de scurt pot, despre memoriile de război ale lui George Toporceanu. Și mie mi s-a părut bizar, în mintea mea Toporceanu nu era decât poetul baladelor vesele și triste, însă iată că el a participat și la Primul Război Mondial și, dacă nu mă înșel, chiar s-a oferit voluntar. Până la cartea lui Banea, Zile de Lazaret, pentru mine subiectul Primului Război Mondial a fost unul total anost. În schimb, cel de-al doilea război mondial mă pasionează și citesc cam tot ceea ce prind despre acest subiect. Însă primul, repet, mă lăsa complet rece, până la Zilele de Lazaretele lui Banea. Și dacă tot mi-a plăcut foarte tare acea carte despre Primul Război Mondial, m-am gândit că este o ocazie extraordinară să citesc și alte lucruri despre acea perioadă ca să îmi consolidez mai bine informațiile sau să adun mai multe informații. Și mi s-a părut în contextul ăsta o foarte bună alegere Memoriile de Război ale lui Toporceanu. Ok. Așadar, el a participat la Primul Război Mondial, nu pentru foarte mult timp, pentru că a fost făcut prizonier și a stat împrizonierat pentru mai mult de un an într-un lagăr bulgăresc. Eu n-am citit cartea fizică, ci o ediție PDF oferită gratuit de Humanitas, o ediție care conține doar două părți din memoriile scrise de Toporceanu, și anume Amintiri din luptele de la Turtu Caia și Pirin Planina. Partea care lipsește se numește În gheara lor. Nu știu de ce n-au publicat-o, cred că am citit undeva o explicație, dar n-are rost să mă încurc cu ea. Cred mai degrabă că au evitat să tipărească, să publice acest volum numit În gheara lor, pentru că probabil era conținea lucruri prea ofensatoare pentru standardele literaturii de astăzi. Așadar, Memoriile de război ale lui Toporceanu, o carte cu aproximativ 200 de pagini, pe care cu siguranță o vei citi cu foarte mare plăcere și cu foarte mare interes, pentru că este scrisă foarte bine. Și povestea în sine este super interesantă. Pentru că am citit cartea mai de mult, evident mă voi uita pe notițe. Trebuie să le și găsesc mai întâi. Așadar, Memorii de război. Prima parte, așa cum am spus, se numește Amintiri din luptele de la Turtu Caia. Bun. Am spus deja, aceste memorii au fost publicate după război în trei volume. Amintiri din luptele de la Turtu Caia, primul volum, Pirin Planina și În gheara lor, exact partea care lipsește din ediția PDF citită de mine. În prima parte a acestor memorii ni se povestește, cum spune și titlul, despre luptele de la Turtu Caia, despre dotarea armatei române, dar și despre modul în care era ea organizată, adică în mod defectuos. La fel, avem referiri de la autor despre conducere, deci despre modul de organizare a armatei, despre modul în care era ea condusă, și de asemenea referiri la românii care erau pe front, la soldații români care au participat la Primul Război Mondial. Și iată ce spune Toporceanu. Infanteriștii erau toți rezerviști și milițieni, în cea mai mare parte oameni trecuți de 40 de ani, în ochii cărora nu se citea patriotism evident, ci grija mohorâtă de nevastă și copilași, părăsiți fără sprijin cine știe unde, în mijlocul unei gospodării dărăpânate.
Deci imaginați-vă că noi cu astfel de soldați am participat la primul război mondial. Pe lângă faptul că nu aveam dotare pentru că am stat în perioada aceea de neutralitate, noi n-am putut să ne pregătim nici cu armament, pentru că părțile combatante aveau nevoie de armament și atunci nimeni nu-ți mai livra ție o țară neutră care așteptai momentul oportun să intri în război, deci nu ți se mai livra armament în plus, deci pe lângă faptul că părțile combatante aveau nevoie de armamentul disponibil, în plus nimeni nu putea, nicio parte nu putea să-ți ofere ție, să-ți dea armament, pentru că nu știa până la urmă tu, România, țară cu statut neutru, până la urmă de partea cui vei intra în război. Așadar, noi am intrat în război complet dezorganizați, fără dotare militară, fără organizarea trupelor, cu astfel de oameni în vârstă, cei mai mulți dintre ei, care nu erau motivați de aproape nimic să participe la acest război. Deci oameni bătrâni, bătrâni în vârstă, care aveau grija familiei lăsate acasă, nici de cum, a eroismului și a vitejiei de pe front. Bun. După cum se știe, bulgarii au atacat la Turtucaia cu peste 50.000 de oameni. În același timp, noi am avut în jur de 30 și puțin de mii de oameni. Deci iată o diferență. Apoi, soldații bulgari erau foarte bine pregătiți și erau dotați cu armament. Să nu uităm că ei erau aliați cu nemții, da? În timp ce, iată, efectivele românești erau soldați de strânsură și erau, da, nu 30, ci în jur de 40.000. Diferență și sub raport numeric și sub raport, raport de armament și organizare. Motiv pentru care Turtucaia a căzut imediat, în decurs de 48 de ore a fost cucerită de bulgari și este absolut uluitor episodul de la Turtucaia povestit de Topărceanu, pentru că ne dăm seama câți români au murit practic ca proști acolo din cauza lipsei de organizare și a dotării. Practic, pe lângă faptul că ei nu aveau armament, au fost prinși ca într-o menghină și atacați, au fost prinși într-un soi de ambuscadă, au rămas pe malul Dunării, malul bulgăresc al Dunării, pentru că noi atunci aveam cadrilaterul, iar soldații români care încercau să se retragă pe malul românesc al Dunării erau mitraliați, erau uciși din ambele părți, adică atât de bulgarii din spate, care atacau, care avansau, cât și de românii de pe malul românesc, care împiedicau să se retragă practic, adică îi ucideau spunând, no, stați acolo și luptați voi, carne de tun. Deci iată, ca să vezi, ok, a fost vitejie, a fost patriotism, a fost o poveste minunată, în același timp povestea asta minunată este foarte mult înflorită, pentru că iată, primul război mondial a avut și foarte multe zone gri. Și de ce? Din cauza politicienilor încă o dată. Ca întotdeauna, de fapt. Așa. Deci mulți români au murit efectiv în luptă sau înnecați în Dunăre, încercând să se retragă pe malul românesc. Mii de soldați din regat atunci au căzut prizonieri și printre ei s-a numărat și Topărceanu, care își explică acest eșec uriaș de la Turtucaia prin numărul și calitatea trupelor române, dar și organizarea defectuoasă. Și spune el, regimente recrutate din Dobrogea sau Cadrilater pline de turci și de bulgari. Adică cum să trimiți tu la luptă bulgari și turci de partea României în condițiile în care ei practic ar fi luptat împotriva lor? Cum să faci asta? Ce fel de general, ce fel de minte întunecată poate să ia asemenea decizii? Apoi ne mai spune Topărceanu, întăriturile nu erau terminate și probează că noi, adică românii, nu ne-am așteptat la un atac repede și violent în acest punct. Deci nici măcar întăriturile aia de pământ, fortificațiile aia n-au fost în stare să le facă timp de 2 ani de neutralitate. Au fost complet luați prin surprindere, deși nu ar fi trebuit.
Apoi mai spune, lipsa de pregătire sufletească a țăranilor, neobișnuința trupelor și a ofițerilor cu focul, mai ales cu artileria modernă a inamicului. La fel, în ajunul căderii era vădit și pentru ochii unui profan că garnizoana nu mai poate ține piept și că orașul va trebui să cadă. S-ar fi putut salva, dacă nu restul trupelor, cel puțin tunurile rămase, caii, materialul și o mare parte din proviziile care au căzut în mâna dușmanului. Deci până și un profan, unul care nu mai participase la război, un tânăr înfocat de patriotism, precum Topârceanu, și-a dat seama că acolo lupta a fost pierdută și mii de oameni au murit din cauza proastei organizări a politicienilor și militarilor români din primul război mondial. Așadar, românii nu erau uciși doar de dușman, ci și de compatrioților care îi mitraliau de pe malul românesc al Dunării dacă se retrăgeau, încercând să noate, să treacă not Dunărea. Și practic soldații ăștia erau prinși pe malul fluviului în capcană. De aceea i-au fost secerați din toate părțile. Și spune Topârceanu, tot malul apei e semănat cu morți și răniți în agonie și valurile Dunării poartă mereu la vale tot alte și alte cadavre aduse din sus, dinspre oraș. Și autorul are oarecum mustrări de conștiință pentru că vorbește despre asemenea lucruri, pentru că devoalează practic asemenea informații despre o altă față oribilă a războiului. Dar el se justifică și se explică. Eu n-am vrut să dau decât o serie de icoane schițate în fugă, o poveste sumară și obiectivă a celor ce s-au petrecut numai în jurul meu și la care am luat parte. Dar povestirea acestor întâmplări a adus firește multă durere inimii tale de român, cititorule, dapoi mie. Poate că ar fi fost mai bine să le lăsăm și eu și ceilalți supraviețuitori în întunericul uitării grabnice cu care am fost obișnuit să trecem întotdeauna peste lumina prea brutală a realității. Dar amintirea vie și caustică a unei nenorociri nu trebuie lăsată uitării. Ea arde și oțelește sufletul unui bărbat. Iar eu n-am scris această broșură pentru copii de școală. Partea a doua a jurnalului, deci cam atât despre luptele de la Turtucaia, care au fost o oribilă înfrângere și rușinoasă înfrângere pentru armata română, nu pentru că soldații n-ar fi fost curajoși. Pot fi fost și ei curajoși, dar în ce condiții, fără dotare materială, fără uniforme, fără armament, fără niște lideri în care să ai încredere. Da, deci cam atât despre Turtucaia, un subiect super interesant. În partea a doua a jurnalului, care se numește Pirin Planina, autorul se va referi la prizonieratul pe care l-a avut acolo în lagărele bulgărești. Și haideți să mai dau un citat aici din această primă parte a memoriilor și spune el: peste ultimul act al sângeroasei tragedii de la Turtucaia se va lăsa în curând cortina ușoară a înserării. De acum începe epilogul. Un epilog lung și tot atât de tragic, făcut din nenumărate episoduri triste risipite pe tot pământul Bulgariei, de la Hagi Faclar până în fundul Macedoniei Pietroase. Câți dintre cei peste 25.000 de plugari români oferiți pradă ușoară bulgarilor la Turtucaia vor mai apuca să vadă sfârșitul războiului și malul stâng al Dunării? Bun. În partea a doua, așa cum am spus, Pirin Planina, avem prizonieratul. Și haideți să vedem aici în prizonierat. N-a participat foarte mult la război pentru că fiind la detașat la Turtucaia a fost făcut prizonier încă de la început. Și practic lupta lui s-a sfârșit prin acest lung prizonierat la bulgari.
În această a doua parte, evident că ne va povesti scene din lagărele în care a fost el captiv, cu umor, dar și cu talent de literat, să spunem. Și Pirin Planina se explică prin faptul că așa se numea zona geografică în care el a ajuns prizonier de război, undeva prin stâncoasa Macedonie. Deci el a fost făcut prizonier la bulgari și a ajuns undeva prin Macedonia în diverse lagăre. Macedonia atunci era cucerită, erau trupele bulgare acolo. Imediat după capturare, Topărceanu se mobilizează și face absolut totul pentru a supraviețui și ne dăm seama că pentru asta, ca să facă asta, a avut nevoie nu doar de șansă, de carismă și de educație, dar și de inteligență și toate aceste calități Topărceanu chiar le-a avut. Și m-am gândit să selectez un fragment ca să vedeți cât de mult l-a dus, cât de rapid și de mult l-a dus pe el capul imediat după ce a fost făcut prizonier, când s-a declanșat acel mecanism de supraviețuire. Și spune el: m-am gândit că dacă bulgarii nu vor începe un măcel în masă, nu vor ucide numai pe alese, adică nu-i vor ucide pe toți, ci doar pe alese, cel mai bun lucru în asemenea caz este să treci cât mai neobservat. Am smuls deci dintr-o căruță o pereche de pantaloni soldățești uzați și am tras peste pantalonii mei noi de camgar negru. Mi-am pus pe cap o capelă veche de la un mort și, în glodul de lângă marginea apei, mi-am urdărit bine bocancii galbeni din picioare făcuți pe măsură. În altă căruță am găsit un dolmănaș de postav verde îmblănit cu miel. În buzunare și în mânecile dolmanului, legate jos cu sfoară, am îndesat apoi câteva obiecte de primă necesitate. Deci iată, imediat cum a fost făcut prizonier, a început să se gândească ce fac să supraviețuiesc. În primul rând trebuie să mă dotez, ceea ce comandanții armatei române n-au făcut. La așa ceva ei nu s-au gândit. Uite că Topărceanu s-a gândit cum să supraviețuiască. Trebuie să recunoaștem că a fost o idee excepțională și asta poate că l-a ajutat sau chiar i-a determinat supraviețuirea. Coloana de prizonieri se îndepărtează sub bază bulgară, evident, de linia frontului, de Dunăre, practic de casă, și Topărceanu aproape că pictează în cuvinte această imagine a dezolării și acum voi cita din carte. Toți merg acum cu ochii în pământ, nimeni nu mai scoate o vorbă. Pe figurile celor din jurul meu e întipărită aceeași resemnare mocnită. Nepăsarea docilă cu care țăranul nostru s-a lăsat întotdeauna dus de soartă. În urma noastră rămân tot mai departe morții și răniții, înșirați pe marginea drumului după această primă atingere cu bulgari. Practic drumul către lagăr se face pe jos. Și aflăm iarăși niște elemente foarte interesante, că prizonierii uneori scapă cu greu de furia sau chiar ura localnicilor bulgari. Și spune Topărceanu: populația e înverșunată împotriva noastră. Într-un loc, în apropierea imediată a frontului, un sat întreg a alergat să ne taie cu coase și topoare. Ca să evite o încăierare generală primejdioasă și pentru ei, soldații escorte au fost nevoiți să le bareze drumul cu baionetele în cumpănă. Deci noi aveam cadrilaterul, însă populația de acolo, iată, în mare măsură ne era potrivnică. Evident, ceea ce mai știm și din alte memorii, că prizonierii erau jefuiți, infometați și tratați în disprețul tuturor legilor războiului. Și spune Topărceanu: ceasovoii, îmi place foarte tare cum sună cuvântul ăsta, ceasovoii înseamnă gradat sau responsabil cu ceva anume. Deci ceasovoii se schimbă aproape zilnic și cu cât ne depărtăm de front, escorta noastră devine tot mai pestriță. Uniforma și disciplina dispar treptat, ceasovoii sunt tot mai răi, tot mai hrăpăreți. Fiecare nou rând de ceasovoi pradă de la prizonieri, mai cu seamă de la ofițeri, tot ce a rămas neprădat de cei dinainte. Jaful se face pe față, fără nicio teamă de răspundere.
Dacă vreun nenorocit încearcă să reziste, e împuns cu baioneta, ori e lovit cu patru puști în piept, până ce cade în șanț cu spume roșii la gură. Și cine cade, cine rămâne în urmă, e pierdut. Pentru că bulgarii nu le-au pus la dispoziție niciun fel de mijloc de transport, iar ei erau nevoiți să meargă pe jos, indiferent cât de obosiți, de bolnavi, de răniți erau. Iar cei care nu mai făceau față acestui marș erau pur și simplu împușcați de către bulgari. Bun, într-un final, Topârceanu cu restul plutonului de prizonieri ajunge în Macedonia, pe care iată cum ne descrie. Țară muntoasă de zarzavagii și războinici, ținut binecuvântat de Dumnezeu, numai spin și piatră seacă, unde nici în visurile mele cele mai urâte nu mi-am închipuit că voi ajunge să trăiesc vreodată. Da, din fericire pentru el, supraviețuiește acestui prizonierat, așa cum am spus, datorită inteligenței, dar și carismei și spiritului de observație și de, de supraviețuire, practic, pe care îl are. Știa foarte bine rapid să se muleze în funcție de situație. În plus, la un anumit moment dat, el, în timp ce era rănit, era bolnav, era într-un spital, e bine, din acest spital pleacă către România, pentru că datorită unei, să spunem, pile din România, un politician cu siguranță, el este extradat, ajunge în țară. Așadar, prizonieratul lui durează în jur de un an și jumătate și... Dacă ești și tu curios să vezi cum a supraviețuit el acolo, dacă vrei să afli alte amănunte care țin de realitate, de supraviețuire, citește și tu Memoriile lui Topârceanu, se citește foarte ușor, e o carte plăcută. Pe mine personal m-au supărat cumva descrierile lui prea poetice. Se vede că el este scriitor, spre deosebire de Banea sau de alții, fără talent literar, care doar consemnau așa rece ceea ce se întâmpla. La Topârceanu se vede nota de scriitor și apar destul de multe astfel de descrieri, dar nu întrerup fluența lecturii, să spunem, și a firului narrativ. Dar rămân la părerea că este cel mai bine să citim cărți bazate pe realitate, pentru că istoria este cea mai fascinantă poveste care s-a scris vreodată, sau, dacă vrei, cel mai dinamic film de acțiune turnat vreodată. Da, exact așa cum am spus, povestea asta literară poate să deranjeze și cred că ar trebui să dau câteva exemple ca să înțelegi despre ce este vorba. Adică are foarte multe... În anumite pasaje are epitete, comparații și alte figuri de stil. E o percepție și artistică, evident. Și voi da câteva pasaje ca să vezi despre ce este vorba. Spune el: gloanțele zvârlite departe ca stropii de apă dintr-un furtun de grădinărie, sau un sfert de lună palidă merge în pas cu noi, sau imensitatea mută a văzduhului sub privirea multiplă a cerului înstelat, care se uită în jos enigmatic, neclintit, cu ochii lui de păianjen. Are multe astfel de pasaje totuși, dar nu sunt, repet, nu rup ritmul lecturii. Pe mine m-au supărat oarecum, pentru că nu mă aștept la așa ceva atunci când citesc niște memorii, și mai ales când este vorba de memorii dintr-un lagăr de prizonieri. Da, recomandarea mea este să citești și tu Memoriile de război ale lui Topârceanu, pentru că au o informație foarte interesantă și informația asta este prezentată într-un mod simplu și firesc, ca și cum cineva ți-ar depăna o poveste tristă, dar adevărată, din vremuri de mult. Dacă vrei, imaginează că este o poveste care poate fi spusă undeva, penserat, pe malul Dunării,
între o țuică și un pește fript. Da. Oricum, indiferent unde și când citești cartea, să nu uiți că plugarii ăia totuși neinstruiți și cu lacrimi în ochi pentru muierea și copiii lor care au rămas la țarină, ei bine, plugarii ăia, totuși să nu uităm că au murit pentru noi cei de astăzi și măcar așa ca un mic omagiu pentru ei, cred că astfel de cărți ar trebui citite, promovate, iar istoria ar trebui cunoscută. Cam atât despre Memoriile de război ale lui Toporceanu, o carte care m-a surprins, repet, foarte, foarte plăcut. Memorii de război, George Toporceanu.